Sugu trece de Stoica, Sugu în continuare trece și de Voicu, Sugu intră în careu, centrarea lui Sugu total defectuoasă. Nuno Diogo cu o lansare pentru Rui Pedro. Rui Pedro în fața porții, Capetanos, gol! Gol! Marchează Pantelis Capetanos în minutul 29. CFR Cluj deschide scorul la primul șut pe poarta lui Cobrea, o acțiune simplă de atac, pasă foarte bună a lui Nuno Diogo pe demarcarea lui Rui Pedro și Pantelis Capetanos din nou cu capul. Excelentă prezența atacantului grec în careul de 16 metri. Iată Rui Pedro departe Năstăsie de adversarul său la această fază. Centrare din alunecare, ce bine întoarce mingea Rui Pedro și Capetanos nu putea să ierte din această poziție. Și iată că CFR-ul își face jocul ușor aici la Mioveni cu această deschidere de scor. O neatenție aici, Sugu! Și va fi 2-0. Este gol, 2-0 pentru CFR Cluj. Ce gafă acolo, Iordache și Cobrea s-au invitat reciproc și în două minute soarta acestei partide pare decisă. Bucurie enormă pentru jucătorii CFR-ului care rezolvă, iată, foarte repede un meci infernal, mai ales din cauza condițiilor de joc. Modusul Gu așadar face